Bună ziua! Astăzi pregătim o prăjitură cremoasă cu cremă de mascarpone. Pentru această prăjitură facem un blat. Blatul îl facem din 4 ouă, am separat albușul de călbenuș. Vom pune 4 linguri de zahăr cu un plic de zahăr vanilat, 6 linguri de făină cu o linguriță de praf de copt și ulei, 2-3 linguri de ulei. Batem albușul spumă cu un praf de sare. După ce s-a făcut puțin spumă, începem și punem și zahărul. Albușul trebuie să nu curgă. Este bine bătut. Îl lăsăm deoparte. Și peste călbenuș punem uleiul, puțin câte puțin. Între timp am pus și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. Acum amestecăm și cu călbenușul. Renunțăm la mixer. Peste făină punem o linguriță de praf de copt. Amestecăm. Și punem prin sită, puțin câte puțin. Și amestecăm cu mișcări largi de jos în sus, să nu scoatem aerul din albușuri. Am pregătit și o tavă de copt, o vom coace în tava de la aragaz. Tava este mare de aragaz, de 33 pe 40 și 3 de centimetri. O întindem bine, cât de cât uniform, și o lăsăm să se coacă la 180 de grade, 20 de minute, 30, în funcție de cum se rumenește, în funcție de cuptorul fiecăruia. La cuptor. Cât timp se coace blatul, pregătim crema. Avem nevoie de 250 de grame de mascarpone, brânză mascarpone, 200 de mililitri de frișcă lichidă și 200 de mililitri de lapte condensat. Batem brânza mascarpone. Apoi punem frișca lichidă. Apoi punem laptele condensat, cam jumătate de cutie. Cutia are 400 de grame. Laptele condensat este foarte dulce și nu mai este nevoie de zahăr în cremă. Crema cu brânză mascarpone se face foarte ușor. Nu mai este nevoie de gelatină, de alt întăritor, pentru că este o cremă foarte, foarte ușor de făcut și foarte gustoasă. O dăm la rece. S-a copt blatul în 20 de minute, îl lăsăm puțin să se răcească și apoi continuăm cu modelarea prăjiturii, cu ansamblarea. Acum tăiem două cercuri cu diametru de 20 de centimetri. Putem să o facem și rotundă, putem să o și pătrată, putem să o facem cum dorim. Așa trebuie să fie. În 20 de minute s-a copt numai bine.
Mai formăm un cerc și din celelalte bucăți. Cam așa. Cam așa și avem trei straturi. Ăsta îl punem în mijloc și restul le punem pe lateral. Și acum montăm prăjitura. Punem puțin să nu fugă pe... Folosim cercul de 20 diametru și foarte simplu. Punem jumătate din cremă. Blatul din mijloc și restul de cremă. Și am făcut foarte, foarte ușor o prăjitură care poate fi și tort. Foarte gustoasă. O lăsăm la rece câteva ore, măcar 6 ore sau peste noapte și mai bine. La rece. Au trecut 6 ore, s-a răcit prăjitura. Avem nevoie și de bucățile rămase, le mai fărâmițăm așa, le facem firmituri. Le-am lăsat pe masă să se usuce cât a stat prăjitura în frigider ca să facem marginea. Mai desprindem puțin. Și acum pe margine punem frânturi. Deasupra puțin zahăr pudră. Să tăiem, să vedem cum arată și în interior. S-a muiat de la cremă. Așa arată prăjitura. Cu multă cremă, foarte bine s-a muiat. Se face foarte, foarte ușor. Este excelentă. Prăjitură rapidă cu mascarpone și lapte condensat. O cremă foarte gustoasă și foarte ușor de făcut. Blatul la fel. Totul este foarte, foarte rapid. Simplu și gustos. Poftă bună!